videoul ăsta vă arăt ce am în cutia asta. Cum ați văzut un titlu, o să fac un unboxing de un iPhone 7 și l-am aici. Încă nu l-am desfăcut și am vrut să-l desfac cu voi. Să știți cum este și abia aștept să-l desfac și eu. E ziua mea, pe 30 iulie și de asta mi-au cumpărat telefonul. Adică eu am plătit jumătate și părinții mei jumătate. Și chiar abia aștept să-l deschid. Eu aveam telefonul ăsta, că e un Huawei G7 și nu prea mergea bine și aveam nevoie de altul. Așa că am decis că îl vreau pe ăsta, fiindcă filmează destul de bine și camera face de bune poze și merge bine. După cum mi-au zis, asta o să demonstrăm, fiindcă trebuie să văd. Și chiar abia aștept să-l deschid, să vedem cum este. Și mai încolo mi-ar place să fac un video despre ce am în iPhone-ul meu și alt video despre, dacă nu știu cum se zice în română, o să las aici jos scris, o să zic în spaniolă, fiindcă nu-mi vine cum e în română, dacă se vale la pena să schimb de Android la iOS sau Apple, e același lucru. Apoi să uios. Și să începem. Acum o să deschid pachetul. Să vedem. Asta e o carcasă de telefon. Aici am telefonul. Nu știu dacă să-l desfac sau să-l las până la sfârșit. Să vedem ce e asta. Cred că e protectorul. E altă carcasă. Asta îmi place mai mult decât asta. Asta e mai drăguță. Așa. Și asta cred că... Asta e protectorul, adică un cristal care se pune la telefon, dacă cade să nu se rupă, probabil. Ok. Și să vedem. Wow. Abia aștept să-l deschid. Cum vedeți, e modelul roz, care e ăla care vreau, fiindcă cred că e destul de drăguț. Dar nu prea contează culoarea, fiindcă oricum o să-i pui o carcasă, așa că nu prea contează, dar mie îmi place rozul. Nu știu dacă știți, dar telefonul ăsta n-are, ca să-i bagi o memorie externă, să aibă mai mult spațiu, dar... Poți să cumperi trei diferite modele de iPhone cu diferite gigabytes și eu am luat ăla cu 128. Oh, ce îmi place! Stai să vedem ce e aici. Aha. Oh! Stickere! Cred. Adică. Oh! True. Oh, uite că-i frumos! Wow! Ce drăguț! Ce-mi place! Înainte să-l deschidem, să vedem ce avem aici. Găștile. Și aici încărcătorul, știu dacă să-l pornesc încă, cred că o să pun prima SIM card, cred că se zice așa, adică iau telefonul vechi și trebuie să scot cardul.
cum am zis înainte, nu pot să-i bag o memorie extra, așa că asta n-am ce să fac cu ea, cred că o să las aici de moment. Acum să-i pun cardul. Nu știu unde. A, aici. Pardon, sper. Oh. Nu știu cum se face. Nu vreau să-l rup, să-l stric. Oare aici e ceva? E cum îl scot, cum îl scot, cum îl scot. Poate pune ceva aici, să vedem. Oh. În rus, e franceză, sau poate e în română. Nu. A, uitați, asta căutam. E ca ceva, era ca ăsta. Nu știu dacă vedeți. Ca un ac, dar special ca să, da, special ca să pot să pun cardul. Uam, e cald de mor. Nu știu dacă s-a pas. Mi-e frică. Nu pune nimica, doar pune să. Mi-e frică. Să strici. Chiar nu trebuie să apăs tare. Să punem. Și presupun că deja pot să deschid. Să las asta. Așa. Ce să fac cu asta? Și să deschidem. Oh! Yay! Oare să-i scot plasticul? Îl scot? Hai să scot. Yes! Oh! Ok. Să nu vedeți parola? Hello. Poate să scrie și în română. Să vedem. Bonjour. Franceză. Asta e chinez? Sau asta e chinez? Sau ăla e japonez? Sau... Oh, ăla. Ok. E, aici am spus. Oh! Și ce îl pun? În spaniolă, în engleză, în catalană, în franceză, în română? O să-l pun în spaniolă, ok. Pun wifi. Să pun wifi. Și e ăsta. Și nu știu parola, așa că trebuie să mă duc să o văd unde o am scrisă. Au... Acum trebuie să pun degetul ca să se desblocheze. Adică, presupun că știți că iPhone-ul, dacă pui degetul aici, doar al tău sau cui vrei, e pui degetul ca să se deschidă, dar prima trebuie să... Adică, m-ați înțeles. Acum trebuie să pun și parolă în caz că nu merge cu degetul, sper să meargă, dar să pun și o parolă și o să pun... Gata, deja am pus parola și acum nu știu ce trebuie să fac, dar vreau să închid. Hei! Oh, s-a deschis! Wow.
Și aici se termină videoul de astăzi. Chiar sper că v-a plăcut mult. Cum am zis la început, e un pic diferit videoul ăsta, dar chiar vreau să-l fac ca să vă arăt cum este. E, și cum v-am zis și înainte, vreau să fac și ce am în telefonul meu, un pic mai încolo, fiindcă încă n-am nimica pe el. Și altul, să vă spun dacă merge mai bine Android sau iOS, adică care e mai bine. Care merge mai bine, da. E, dacă v-a plăcut, să dați un like și să vă abonați aici jos. Și ne vedem la următorul video. Pa!